servicii medicale. Este exact punctul culminant al unui sistem de sănătate care 30 de ani de zile a fost imperfect, nereformat, super birocratizat, iar efectele se văd în profesioniștii care lucrează în sistemul de sănătate și în pacienții care beneficiază de acest sistem de sănătate. Adică, vedem ce probleme mari ne face încă faptul că trebuie să umblăm cu foile de hârtie după noi și trebuie să scriem 24 din 24 de ore pe foi de hârtie care pot fi schimbate, pot fi modificate, care pot fi o dovadă sau nu pot fi o dovadă, dar până la urmă oferă o incertitudine pentru toată lumea, pentru pacienți, pentru aparținători, pentru justiție, probabil și pentru personalul medical, colegiul medicilor care verifică aceste hârtii, că de obicei în cadrul controlelor sunt verificate hârtiile, nu pacienții. Am observat și în cadrul azilelor. Nu-i verifică nimeni pe pacienți, toate instituțiile verifică hârțogărări. Deci ce ne dă acest lucru ca și semn de întrebare? Digitalizarea, de care avem nevoie ca să scăpăm de toată munca care de multe ori este făcută de asistente sau de medici și ceea ce îi pune mai mult a face hârtii decât a sta la capătul bolnavului. Ce ne mai arată? Ne mai arată că avem o lipsă cruntă legislativă sau reglementări, dacă mă întrebați pe mine, în ceea ce înseamnă zona de paliații. Și asta a fost o zonă evitată foarte mulți ani de zile. A fost ceva discuții, acum cred că aproape 15 ani, dar cum să faci o legislație corectă dacă în 15 ani e 15 miniștri? Cine ar putea să o ia de la cap, să o ducă la coadă? E o întrebare. Cred că e foarte greu de făcut. Și mai e un lucru. Că aici, în acest caz, aici salut modul în care a acționat premierul, că era această strategie aruncării peste bord. Dom'le, e vinovat, nevinovat, tăiem un cap, găsim un moțoc și trecem mai departe. Se ceda sub imperiu presiunii media, mediatice. Nu? Că, și asta cu opinia publică e discutabilă. Nu face nimeni sondaj de opinie, nu știe exact ce spune publicul. Ce apar, care sunt mai vocali, care apar mai frecvent la televizor și să crea un pic de... Se făcea un iure și imediat era împins pe scări ministrul. Nu e cel mai ușor identificabil pentru sacrificiu. Pe cine să... La fiecare scandal din sistemul de sănătate pică cât un ministru, dacă se întâmplă, cum a fost și cazul Giulești, cât o asistentă. Sau, bun, acolo vorbim deja în general ceea ce este iar o problemă a sistemului de sănătate. Păi nu, zic, și acum, uite că avem iar o premieră, ne-a cedat primul impuls. Deci n-a fost aplicată. Cred că e foarte ușor să cedezi primul impuls și faptul că noi ani de zile am cedat primul impuls pentru că am avut o părere pro sau contra în tot felul de probleme care a apărut în sistem, ne-a dat dovadă că nu putem să fim stabili și nu putem să avem continuitate. Pentru că noi la fiecare problemă și în general sistemul de sănătate sunt foarte multe probleme și cred că le-am discutat în mass media, începând de la medicamente, studii clinice, programe naționale, protocoale și multe alte lucruri, sunt foarte multe probleme. Dar dacă de fiecare dată ne blocăm în a da un vinovat, al scoate pe tavă și am zis gata, noi am rezolvat problema, dar de fapt de mâine o luăm de la capăt, indiferent cine va veni, n-am reușit în ăștia 30 de ani să mergem mai departe. De fapt e mecanismul și tehnică de manipulare, chiar a țapului spășitor. L-am găsit pe unul, l-am scos vinovat, l-am aruncat mulțimii și avem impresia că am depășit acea problemă, ne trezim peste... Că se întâmplă o vreme cu exact aceeași situație.